Robert a văzut aici o mașină de epocă. Arată super. Ce, e Porsche, frate. Da, Porsche. Șmecherii. Și așa de mică? Porsche SC. Și avem o jucărie nouă, GoPro Hero 9 Black. Robert, zici tu ceva la oameni? Bună! Mergem să bem și noi o cafea. Tocmai am cumpărat camera asta nouă, însă hai să mergem să o testăm un pic. Nu știu cât de bine o să vadă cu setările noi care le-am pus, dar pentru asta facem teste. Suntem la Bra, n-am niciun microfon extern pentru că ai nevoie de un adaptator la camera asta și bate și vântul, ceea ce s-ar putea să ne distrugă complet audio. Copaci tropicali. Zici că suntem la mare, chiar dacă nu sunt chiar așa de aproape de mare. Dar ce face ăla și cultură pantalonii pe balcon? Unde? Cine? Avem un nene care... Nu, băi, îi pune la uscat, bă, frate. Nu e scutură. Robert e pus pe poante astăzi. A, ce șmecheri să văd munții în spate. Nu știu exact dacă reușesc să prind. Aici este o fântână. Ai grijă. Aici este o fântână care când merge, când nu merge. Nu a fost aici de foarte mult timp. Are cât are? 6 ani, 5-6 ani de când au pus-o. Da. Când eram noi mai mici, veneam aici și jucam fotbal și basket. Chiar dacă nu mergeam la școala asta, aveam voie să venim să ne jucăm. Nu știu, era un fel de club, nu știu ce chestie erau atunci. Nu am mai fost pe aici, pentru cine ține minte, să nu acopăr microfoanele. Aici este spitalul. Noi cum mergeam la școală, mergeam pe strada asta în sus, după făceam dreapta, până la școală. Și mergeam în continuare până la școală. Aici o benzinărie, benzinăria noastră preferată de când aveam scutere. Că acum nu mai e asta, că acum e prea scumpă, dar când eram scutere nu prea știam lucrul ăsta. Și bineînțeles cumpăram și noi de 5 euro, că eram săraci. Și de 5, și de 2-3. Cumpăram 2-3? Nu mai țin minte. Ferrari. Ia uite, 4 căței mititei. Asta, încerc să-i filmez un pic așa când se apropie. Ia uite. Dacă parcă acum când suntem printre blocuri nu mai bate vânt așa de tare cum bătea în partea cealaltă. Am un tricou cu naza. Ce mi-e cred de tricou ăsta? National Aeronautics and Space Administration. Sper că nu o întorc camera asta prea rapid ca să amețesc pe nimeni. Da, bate vântul rău. Să nu cadă ceva pe noi, da? Hai să trecem repede. Da, am zis că de mâine suntem în zonă roșie. De mâine suntem în zonă roșie. Nici măcar nu știm dacă avem voie să ieșim pe stradă. M-am săturat de atâtea zone roșie. Am ajuns la Piața Roma. E un parculeț aici în față. Și aici avem teatrul. Am fost de două ori, cred că am fost o dată sau de două ori. Am fost când eram cu școala. Aici, în spate. Am găsit o imagine pe internet din anii 20 și am văzut exact cum era aici tot, unde era parcarea. Nu văd tot vântul jos chestiile astea. Cum era parcarea? Parcarea nu era atunci, era în 20, nu erau mașini, ce parcare. Era pământ pe jos pe aici, nici măcar nu era stradă. Aici e gara. Uita cum îi zice în română la gara. Aici avem gara în față. Mai avem noi o gara aici într-o parte care ar trebui să fie gara nouă. Au construit acum 10 ani, dar încă n-au pus-o la treabă. Și aici bem noi. Ce vrei, cafea sau ceai? Să iau un ceai de lămâie. Bem un ceai, un ceai de lămâie. Aici mă gândesc că au fost un pic inspirați de japonezi să facă locuri de genul ăsta. Sunt vreo 3 locuri din astea, nu? În Bra. Două. Da, din câte țin minte sunt 3 locuri. Deci, noi le zicem machinete.
și poți să cumperi apă, suc, cafea. Când suntem în zonă portocalie reînforțată, sau cum îi zic ei, înforțată, nu știu, în forță, portocaliu în forță, nu știu cum se zice exact. Copiii nu mai au voie să mai joace în... Stai pe ca să arăt. În parc. Și uite că cineva a rupt chestiile alea. Știu când eram în Anglia, scoteau tot, au scos leagăne, au scos tot în Anglia ca să nu mai poată să mai joace copiii. Aici pun niște fașe din astea, zici că sunt de la poliție. Parcă s-a întâmplat o crimă. Asta, am văzut o chestie șmecheră aici la Bra. Ți-am zis parcă. Ia că să mergem să vedem statuia aia. În trecut, nici măcar nu știam lucrul ăsta, apare pe o pancardă un pic mai încolo. Era o fântână exact aici, o dita mai fântână. Și acum nu mai este. Și aici este o statuie super șmecheră. Nu știu cât de bine se vede. Pot să mă apropie aici un pic, nu? Mă gândesc că este o statuie făcută în onoarea căzuților pe timpul la al doilea război mondial. Aici jos scrie 1940-1945 și în partea cealaltă cu multe nume. Și bănuiesc că sunt numele la oricine a participat, orice din acest oraș, oricine a murit în acest oraș. Nu știu exact ce să zic, nu sunt sigur 100%, nu vreau să zic o prostie. Așa că doar bănuiesc. Da, statuia e super șmecheră. E super. Testez acum și chestia cu vântul. Probabil, eventual, o să cumpăr un adaptator din ala și o husă. Și pot să folosesc microfonul care l-am. Am nevoie doar de adaptator, practic. Aici este un kebab nou. Dacă ați citit povestea la kebaberie asta. Deci a fost un tip care a avut o kebaberie. A fost primul, practic, care a avut o kebaberie aici în Bra. Și, bineînțeles, el a plecat eventual. Și a vândut licența de la kebaberie la altcineva. Acest altcineva are, și-a mai deschis el încă un restaurant de kebaberie, o mașină de epocă. Da, și ziceam, tipul i-a vândut lui ăsta la altă kebaberia și după aia a plecat. Ăsta la altul și-a mai deschis încă una între timp și acum s-a întors și face concurență. Robert a văzut aici o mașină de epocă. Arată super. Ce? E Porsche, frate! Da, Porsche. Ce e de Porsche? Șmecherii. Bineînțeles, am dat setările, nu știu cât de bine se vede la întuneric. Am schimbat un pic setările. Ce chestie. Și așa de mică. Porsche SC. Auzi, dai să mergem partea cealaltă. Da, nu vezi în fiecare zi mașinuțe de-asta așa șmechere. Cum se zice, Robert, că tu știi cuvântul vintage. Da. Asta chiar e o mașină vintage. Da, văd când se merge un pic la întuneric. Nu se, adică se vede un pic am întunecat. I-am schimbat eu un pic o chestie. La seral am dat examenele aici. A fost prima oară în viața mea când mi-am primit amendă pentru că am parcat pe aici pe undeva, nu mai țin minte exact. Și aveam voie să parchez doar 2 ore și am stat mai mult de 2 ore și am primit amendă. Era prima amendă. E alb aici? E albastru când ai parcat. Nu mă, frate, nu mai țin minte exact. Mi se pare că eram acolo, pe partea aia mi se pare că eram parcat. Da, uite că am ajuns aici. Asta zici că e un fel de zeu ceva, statuia asta. Arată, nu știu ce au italienii, sunt foarte plecați pe statui și în biserici, peste tot. E așa aici, una super șmecher. Au început să împărească copacii. Și acolo este kebaberia despre care am zis mai înainte. Uite alt magazin ăsta, 24 de ore cu machinete. Și aici este a doua kebaberie deschisă de persoana care a cumpărat. Și aici mergem noi cel mai mult. La duminica, giovedi, de la 11 la 15. 19 la 15. Poate că ne întoarcem, mergem, dar fazi cum ajungem acasă răcește. Uite un cuțu-cuțu. Pe Cateripieni. Așa aici mai este un restaurant nou. Și ne apropiem din ce în ce mai mult de centru.
o grămadă de bănci, oriunde te învârți, bancă un pic mai în spate, bancă un pic mai în față. Și să nu mai vorbim de asigurări, e plin de asigurări peste tot. La cum își fac acum toți asigurările online, cum de nu dau asigurările astea faliment? Da, nu știu. Da, foarte mult își fac online totuși. Il gelato naturale, ideale pentru. Unde s-a abia aici în trecut pe să mergi cu mașina, acum au făcut o zonă piedonală. Aici avem un bloc la stânga, care este foarte nou. Clădirea care a fost înainte, aici, a căzut, nu? S-a prăbușit. E? Clădirea care a fost aici înainte. Jos, știu că o parte a căzut jos, eram eu aici. Da. Văd că am mai făcut acolo chestii înăuntru, acolo jos. Nici n-a fost. Sunt așa de nou că nici n-a fost. Aici este un bloc mai vechi. Înalt, cred că e cel mai înalt. E cel mai înalt? Sau acum nu mai e cel mai înalt, probabil ăsta e la fel ca el. Dar cred că era cel mai înalt bloc din Bra. Aha. Și eu cred că e destul pentru tura Braului. Ne-am întors înapoi la Piața Bra. Bra, Piața Roma, auzi, Piața Bra. Există o Piața Bra la... Unde e? La Verona. Există Piața Bra. Am văzut-o. T-ai văzut-o? Pentru cine nu știe, la Verona este căsuța lui Romeo și Julieta. Cam asta a fost pentru această testare. Închidem și ne vedem data viitoare.